Salutare și bine ați venit la un nou walk around Georgia și Bratu pe canalul nostru de YouTube în această lună decembrie, în care n-am găsit noi altceva mai bun de făcut decât să mergem cu un Nissan Leaf și să ne dăm seama dacă miturile astea legate de condusul unei mașini electrice iarna și faptul că autonomia lor scade sunt adevărate sau nu. Revenind la cheie, pot să vă spun că are această formă care o face să intre foarte ușor la voi în buzunar sau la mine în buzunar sau la Bratul în buzunar, fără un breloc. Așa, asta este o dedicație specială pentru Bratul, că el urăște brelocurile. Da. Deci, cheia asta intră la voi în buzunar, unde o să și uitați de ea, pentru că acest Nissan Leaf are un keyless entry care funcționează impecabil. Bun. Ce o să fac eu acum este să trec foarte rapid peste partea de cum arată mașina, pentru că asta este o chestie subiectivă, desigur. Ce pot să îi spun eu lui Bratu este că farurile astea mie îmi plac. Pot să îi spun că în partea din față aici, unde este logo-ul și unde este și această mică, uite, cameră video, se vede. Hai să văd dacă mă pricep cu telefonul să-i arăt. Da, se vede. Mi se pare că este suficient de mare încât să ofere personalitate mașinii. Gata, m-am descurcat și cu telefonul, am făcut aici un mic joc artistic. Da, deci vorbeam despre faruri, că sunt cu designul ăsta care, din punctul meu de vedere, mi se pare că se integrează bine cu restul liniilor muchiilor de pe bara față. Proiectoare jos, avem aici unde deschizi ca să tractezi mașina dacă uiți să o încarci când trebuie. Avem aici capacul pentru prizele de încărcare, care se deschid, uite, asta pentru încărcător 1, asta pentru încărcător 2. Bun, practic aici este accesul la rezervorul mașinii, dacă am putea să facem această metaforă nefericită. Bun, mai departe. Jante normale, oglinzi normale, pur și simplu o mașină normală. Dacă n-ar scrie pe ea Nissan Leaf 100% electric, sunt convins că taică-mi, spre exemplu, n-ar avea habar că mașina asta e pe baterii full electrică. În partea din spate, din punct de vedere design, mie mi se pare că stopurile cu banda asta neagră pe care scrie Leaf, Nissan și Zero Emission, faptul că geamurile spate și luneta sunt cu tentă închisă sau că plafonul este și el în această culoare închisă, mi se pare că se integrează superb. Bun, mai departe. Un alt element care ne trimite vizual cu gândul la o mașină specială electrică este acest albastru de pe difuzorul spate, care merge cu, desigur, albastru de pe grila față, dacă putem să-i spunem așa, chestia aia dintre faruri. Bun, hai să deschid portbagajul ca să vadă Bratul despre ce-i vorba aici. În primul rând, despre 435 de litri loc pentru bagaje, o să vedeți că este ușor murdar. Încărcătorul dreapta este acolo, încărcătorul stânga este aici. Încărcătorul ăsta din stânga este pentru a conecta mașina la o priză normală, la care se încarcă cam în 21 de ore. Practic, dacă îți scoți frigiderul din priză și bagi Leaf-ul la încărcat, durează cam 21 de ore să se facă plinul bateriei. Dacă folosești acest încărcător de aici, din dreapta, într-un wallbox, dacă îți pui acasă un 7 kWh sau un 11 kWh, mașina trage și se încarcă în aproximativ 7,5-8 ore.
Dacă folosești un supercharger din ăla de 50 de kWh, mașina o să încarce în 40-50 de minute cam 80% din bateria de 40 de kWh. Bun. În portbagaj ați mai văzut și mărturia că există un sistem audio Bose la interior. Iar acum, dacă eu nu o să calc în vreun noroi, o să pot să continui acest walk-around și o să trec la partea de interior. Dacă toți suntem în spate, o să încep cu locurile din spate. Uite, unde o găsesc aici, o geacă de pilot, pe care o dau eu la o parte. Și aici pot să vă spun așa, că este loc suficient pentru pasageri, deși eu nu pot să mă urc acum că sunt singur, să vă arăt. E loc suficient pentru pasageri la partea de sus, la cap. La picioare există loc suficient pe lungime, dar desigur trebuie să fiți conștienți că din cauza că bateriile acestei mașini sunt sub bancheta din spate, în partea asta de ampatament care are 2,70 metri, picioarele vor sta un pic mai sus. Practic veți avea un pic genunchii mai sus decât sunteți obișnuiți într-o mașină normală. Tot în partea din spate mai merită să vă arăt că există aici, iată, încălzire pentru bancheta spate. Bun. Scaunul ăla din dreapta vedeți că este adus mai în spate. Scaunul din stânga este setat pentru mine într-o poziție confortabilă la volan. Bun, am închis aici. Să trecem la adevăratul interior. Bun, despre asta este vorba la interior. În primul rând, despre volan, trebuie să știți că este coloana de direcție reglabilă doar pe înălțime, nu și telescopic. Și acum o să intru aici, să dau scaunul mai pe spate, astfel încât să pornesc și să vă povestesc un pic despre ce se întâmplă la interior. Bun. Ăsta este butonul de start. Uite-l. Am apăsat și Zero Emissions Leaf prinde viață. Uite-l. Ăsta este. Bordul este practic un cadran care este vitezometru, desigur, și în partea din stânga avem aici toate informațiile de care avem nevoie într-o mașină electrică. Uite, o să navighez un pic prin meniu. Ok, aici, stai să mă joc un pic cu telefonul. Gata, să mă joc un pic cu luminozitatea, să se vadă mai bine. Uite, aici, haide. Bun. Settings. Există ProPilot pe mașina asta, care înseamnă că combină un cruise control adaptiv cu un sistem de asistență la menținerea benzii. Asta este unul din update-urile pe care le-a făcut Nissan pentru Leaf. Mai departe, avem aici toate informațiile despre ce se întâmplă la condus. Uite, forward, ce se întâmplă acolo, lane-ul este off, blind spot assist-ul este deschis. Mai departe, o mică busolă, informații despre ce viteză ai, presiune în anvelope. Average-ul ăsta este făcut în condiții de iarnă și mers sportiv. Chassis control aici în ecran și traffic sign recognition, desigur. Mai departe, informații despre consum. Informații despre busolă din nou, USB-ul, dacă îl conectezi, desigur, îți apare și acolo. O să vorbim și despre asta, că mașina vine cu Apple CarPlay și Android Auto. Și iată aici acest mic ecran care îți arată practic un fel de turometru, dacă ai putea să faci această metaforă, de la combustie internă la mașinile electrice.
Aici mașina îți arată câtă putere folosești, care este nivelul eco de apăsat accelerația și, desigur, în partea din stânga, acolo cu albastru, cât de mult se încarcă bateria când frânezi sau când folosești butonul acesta, care este e-pedal. Butonul de e-pedal, ce face el, este foarte simplu. Pur și simplu folosește, îți permite să folosești mașina cu 90% din cazuri o singură pedală, și anume accelerația. Asta înseamnă că tu accelerezi ca să pleci de la semafor, te instalezi în trafic și după aia, în loc să folosești frâna în trafic, pur și simplu ridici din accelerație, mașina recuperează energie și te și frânează. Decide ea singură care sunt momentele în care va aprinde și stopurile, astfel încât să notifice în spate că tu frânezi. Alt detaliu despre care vreau să vă vorbesc este acest buton de... Mă rog, nu e buton, îmi cer scuze, el arată ca un buton, dar este de fapt selectorul transmisiei. După cum arată această schemă de aici, pe care încerc să o prind frumos, să se vadă, uite. Dacă tragi de el în stânga și în jos, se duce în drive sau B, care, mă rog, ăla înseamnă frână de motor, să-i spunem. Dacă apeși pe el în partea stângă, se duce în neutru, și dacă apeși în sus, se duce în reverse, lucru care îți deschide și meniul camerelor 360. Bun, îl dăm înapoi în parc, apăsând butonul. Intrăm un pic în meniu, să vă arăt aici. Touch OK to accept. No USB connected, desigur, pentru că eu am căștile ca să vă fac walk-around-ul ăsta. Cum vă spuneam, sistemul de infotainment a primit update, astfel încât să aibă Apple CarPlay și Android Auto. Și în rest, grafica este în cel mai pur stil japonez, aplicată spre eficiență mai degrabă decât spre a fi spectaculoasă. Meniul funcționează bine, apeși pe el și ai informațiile de care ai nevoie. Bun, back, audio, map, hai să vă arăt și cum arată harta, uitați aici, asta este. Bun, mai departe. Aici jos frâna de mână, aici în partea din stânga, în stânga, pardon, butoanele mari care îți permit să intri în modul eco, să pornești încălzirea la volan și să deschizi capacul rezervorului, ca să-i spun din nou în acest mod metaforic. Bun, în rest despre butoane vă mai povestesc că sunt mari, ușor de apăsat, de aici se reglează temperatura, de aici se dă mașina pe auto, de aici se oprește, desigur, climatizarea pe auto. Astea sunt butoanele pentru încălzire în scaune. Aici, în partea de sus, mai aveți... Haide! Așa. Comenzile pentru lumină. Și în momentul ăsta o opresc. Ies. Și vă mai spun așa. Nissan dă pentru mașina asta o autonomie de 415 km în regim urban și vreo 270 în regim de extraurban. E, desigur că cifra asta de 415 km autonomie pentru condus în oraș pare puțin incredibilă pentru o baterie de 40 kWh, dar ce trebuie să știți este că, spre exemplu, dimineața când am plecat eu de acasă cu bateria full, aveam range în condiții de 0 grade, cam 240 de kilometri,
lucru care crește în funcție de stilul de condus. Dacă folosește pedalul ăla corect și prin oraș n-ai niciun motiv să nu-l folosești, mașina recuperează energie și kilometrii cu care pleci de acasă scad foarte încet. Bun. Cam atât pentru astăzi. Îl aștept și pe Bratu și în ianuarie revenim cu un video despre cum se conduce mașina asta prin trafic sau pe drumuri neaglomerate pe timp de iarnă. Gata, asta a fost. Să avem un an bun, să aveți un an bun și ne vedem în ianuarie.